Bună seara tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Bine v-am regăsit la o nouă etalare cu oroscopul zilnic. Voi face oroscopul zilei de mâine, 19 ianuarie, pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Voi începe cu Zodia Taur. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Zodia Taur, văd că veți acționa sau va veni o schimbare surprinzătoare cât de repede în viața dumneavoastră, o schimbare rebelă, să spunem așa, impulsivitate, poate instabilitate, un bărbat în zodie de aer, începe în balanță vărsător sau poate dumneavoastră veți fi mai impulsiv, poate o discuție mai aprinsă. Văd că veți avea parte de socialitate în această zi, aveți un statut social, veți intra în colaborare cu alte persoane, poate vă veți organiza de acasă și lucrați de acasă pe rețele de socializare și veți avea parte de succes, să știți. Eu văd că succesul vine în viața voastră și de bani, de lucruri luxoase, veți primi chiar și un cadou și lucrurile luxoase vor avea un rol important pentru dumneavoastră, lucrurile fine. Vă place să aveți o viață comodă, vă place să mâncați bine, vă place să aveți lucruri luxoase, lucruri materiale sunt importante pentru voi, Zodia Taur. Și văd că vă faceți un pic cam iluzii în această zi, aveți grijă să nu ajungeți la confuzii sau să nu vă faceți iluzii în ce privesc anumite persoane, că nu toate persoanele sunt sincere și nu tot ceea ce este aur strălucește, deci aveți grijă totuși și focusați-vă pe anumite limite. Fiți cu picioarele pe pământ, nu visați prea mult și fiți concret, pentru că văd veți fi foarte fantazioși astăzi, adică veți folosi foarte multă fantazie în mintea dumneavoastră, adică cu exagerare, adică poate veți pierde realitatea. Aveți grijă la acest lucru, da? Și la rețelele de socializare să aveți grijă, să nu vă faceți iluzii, să nu intrați în panică. Zice că forța dumneavoastră și vulnerabilitatea, slăbiciunile, în ce privește relația de cuplu, veți fi testați. Văd că veți fi pus la încercare în această zi. Răbdarea dumneavoastră va fi pusă la încercare. Văd un test în ce vă privește. Poate viața vă dă un test sau relația vă dă un test și va trebui să treceți acest test. Va trebui să dați dovadă de forță în ce privește o relație, să o studiați și să fiți puternici și curajoși, aveți forța necesară să treceți peste aceste vulnerabilități și să depuneți forță, da? Să studiați, să munciți în ce privește o relație. Și zice că între două suflete pereche, între două suflete reale pereche, în ce privește conexiunea, sunt și provocări pe care va trebui să treceți peste împreună. Deci sunt provocări în viața dumneavoastră și acea relație de suflete pereche, de acea reală conexiune, se va vedea când veți trece peste aceste provocări împreună. Deci dacă după ce veți trece peste aceste provocări și veți rămâne împreună, este o relație reală, este o relație care se bazează pe iubire, pe lucruri comuni, pe compatibilitate, pe iubire. Ce să mai... Acolo, atunci se va vedea că există iubire între voi și este sub persoana destinată vouă care să rămână în viața dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă transmit și îngerii. Ok. Independență. Poate va trebui să vă eliberați de anumite condiționări, să fiți mai independenți în decizii, în a lua decizii în viața dumneavoastră și să veți înțelege o situație în această zi. Vi se va duce la cunoștință anumite lucruri. Să trăiți în armonie cu voi înșivă și cu alții, să fiți mai înțelegători, mai echilibrați, mai buni, mai înțelepți pentru a trăi în armonie și cu voi și cu alții. Și zice că să-ți aduci aminte că ai întotdeauna posibilitatea de a schimba, să faceți anumite schimbări sau anumite alegeri pentru stabilitatea dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și să alegeți să
fiți mai independenți, să vă eliberați de constrângeri, de condiționări ambientale, de judecăți, de critici, etc. Da? Pentru că pentru a sta în armonie cu voi și cu alte persoane. Oamenii mei dragi, acestea au fost spuse, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs și dacă doriți să-mi dați un like, care însemna foarte mult pentru mine. V-am pupat, Doamne ajută, numai bine, la revedere! Zodia Fecioară. În această zi veți intra în contact cu un profesionist, cu o instituție, cu un bărbat care lucrează într-o instituție sau poate chiar dumneavoastră veți fi o persoană mai... veți folosi mai mult mintea decât inima și va lua controlul asupra dumneavoastră mai mult mintea decât inima. Sunteți aici, sentimente nu prea văd în această zi în ce vă privește. Sunteți detașați, sunteți reci. Sau poate veți intra în legătură cu o structură sau cu o autoritate care vi se cere să fiți disciplinați, vi se cere să folosiți logica, să folosiți raționalitatea în ce privește o structură. Da, și văd că va trebui să renunțați, să renunțați pentru un moment, să renunțați la anumite lucruri, să încercați să vedeți anumite perspective, noi perspective, să vedeți dincolo de aparențe, să vedeți lucrurile dincolo de aparențe pentru a înțelege mai bine, mai profund, pentru a nu pune la suflet tot ceea ce veți trăi în această zi. Vi se cere să faceți un sacrificiu pentru în ce privește un proiect anume sau pentru în ce privește o autoritate. Va trebui să renunțați la ceva, să lăsați ceva în urmă, să faceți pace cu o situație, cu o autoritate, cu un proiect, cu o așteptare, să vă luați un moment de pauză și cred că vi se cere și să faceți un sacrificiu. Văd un blocaj aici, momentan. Profitați de acest blocaj pentru a vă gândi la proiectele pe termen lung, pentru a vă gândi la pașii următori. Și văd că veți avea parte de o răbdare practică, văd că aveți resursele necesare să fiți responsabili în ce vă privește și veți fi mai ambițioși în munca dumneavoastră, să munciți mai mult și văd că veți fi mai atenți, veți face pașii următori cu mai multă atenție în ce vă privește. Haideți să vedem în ce privesc relațiile. O iluzie. Zice să nu mai dați voi iluziilor sau să cădeți în capcană fanteziei sau în ce privește o relație. În această zi, cred că vă veți face foarte multe seghe mentale, cum se zice aici, dar vă veți face foarte multe iluzii în ce privește relația noastră de cuplu, vă veți face foarte multe gânduri, veți fi... Poate veți visa foarte mult și în această noapte și zice să nu vă lăsați să cădeți în această capcană a iluziilor, al mentalului, pentru că văd foarte detașați și vă văd foarte raționali. Văd că sunteți, mintea e mai presus decât inima dumneavoastră și de acolo aceste foarte multe gânduri, dar vi se spune... Nu dați voie capcanei să cădeți în erorile sau greșelilor fanteziei în ce privește relația dumneavoastră de suflete pereche. Și ei spune să oferiți persoane iubite, să oferiți acestei persoane în ce privește relația dumneavoastră. Dacă doriți să primiți, e nevoie să oferiți persoane iubite, să oferiți dragoste, să oferiți afect, să oferiți înțelegere, să oferiți ajutor. Da? Să oferiți sfat, să oferiți timp, să fiți alături de această persoană pentru a funcționa. Dar văd că totuși veți fi mai responsabili și veți fi mai atenți în ce privește relația sau la locul de muncă. Integrare. Termină ceea ce faci în acest moment. Și văd că o veți trezi. Trezirea e aproape. Văd că veți ilumina. Poate trăiți o... Da, deci dumneavoastră treceți printr-o perioadă mai de un sacrificiu, un blocaj, o transformare pentru a duce la iluminare, pentru a duce la înțelepciune, pentru a evolua, a crește la un alt nivel. Poate unii dintre voi faceți meditații și vă conectați la divinitate. Veți primi, zice, trezirea va veni, e aproape, o iluminare.
poate în ceea ce dori, cu ce vă ocupați dumneavoastră, da, va veni aproape construcția. La acel proiect care l-așteptați de mult timp, este în apropiere, va veni, nu va mai dura mult timp. Zice, cere ceea ce vrei să, ceea ce dorești, cere ceea ce dorești și văd construire. Veți începe să construiți și văd cifra 6. 14, 22, 18 și zice că ceea ce cauți este foarte aproape de tine. Ești în căutare. Ești în căutare să cauți soluții, să aduci rezolvări, dar vi se cere 28, 30, vi se cere să fiți mai simpli și văd că tot complicanța viața dumneavoastră sunteți dumneavoastră obstacolul. Să nu vă complicați viața, să fiți cât mai simpli, da? Este nevoie de simplitate și zice că va veni momentul să acționați, să începeți o nouă activitate, da, cu simplitate în ce privește această activitate. Deci e aproape, va veni răspunsul la rugăciunile noastre, la întrebările noastre, la proiectele noastre care le așteptați din partea unei instituții. Oamenii mei dragi, acestea au fost puse, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc cu zi cât mai plăcute și noi ne vedem la următoarea etalare. La revedere, numai bine! Zodia Capricorn, un bărbat matur, un bărbat onest, sincer, care e alături de dumneavoastră și văd că este afecționat în ce vă privește, este romantic, este tolerant și este, văd, loial. Are emoții în ce vă privește acest bărbat, este un bărbat mai matur, are peste 40 de ani, poate în zodie de apă, a scorpion sau pești, văd că veți primi vești minunate, vești fericite, va veni în viața dumneavoastră în această zi, veți primi mesaje de iubire, de afecțiune, de interesele din partea acestui bărbat. Văd că vă admiră și văd că are o abilitate psihică bună și vă va bucura sufletul, să spunem așa, acea inocență. Poate din partea unui copil veți primi mesaje, da? Sau un copil vă va aduce la cunoștință anumite lucruri care vă va bucura. Și văd prosperitate în viața dumneavoastră, noi începuturi, veți pune bani pentru mai târziu, pentru familia dumneavoastră, văd foarte multă stabilitate economic și siguranță. Și se va manifesta abundența în viața dumneavoastră. Văd suflete pereche, un nou început în ce vă privește. În relația cu persoana iubită, veți avea parte de noi începuturi, de armonie, de echilibru în ce privește o relație. Și veți începe ceva de la zero, să spunem așa. Și acest 11-11, poate ați văzut dumneavoastră această oră. Poate le-ați văzut și s-au repetat, Universul v-au trimis semne și mesaje pentru dumneavoastră că veți avea parte de echilibru, de armonie în viața dumneavoastră și de noi începuturi în ce privește o relație. Pentru că sigur ați stat pe gânduri în ce privește o relație, ați avut dubii, îndoieli și nu știați ce să faceți. Este un mesaj care deja l-ați primit deja. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii pentru Zodia Capricorn. Spune că trebuie să accepti ceea ce s-a întâmplat, că treci printr-un moment de transformare, ceva se va transforma în viața noastră, poate face sacrificiu, o suferință, va trebui să accepti și văd că ești în căutare și ceea ce cauți este aproape de tine. Va veni în viața ta ceea ce tu cauți, cauți iubire, cauți armonie, echilibru, da, și uite armonia. Va veni armonia în viața dumneavoastră, poate un număr 6, o zi de, poate veți intra în contact cu persoane născute în luna iunie, septembrie, într-o zi de 9, într-o zi de 6, în luna decembrie. Sunteți dumneavoastră această persoană care trebuie să acceptați și va trebui să vă lua la cunoștință și va trebui să înțelegeți că sunteți într-un moment de evoluție și veți evolua. Veți urca o treaptă, veți crește și veți evolua în relațiile dumneavoastră de iubire cu persoanele din jurul dumneavoastră, veți fi mai înțelepți prin acele experiențe prin care ați trecut, veți înțelege mai bine lucrurile, cum funcționează realitatea și va duce la înțelepciune.
Acestea au fost puse, oamenii mei dragi, mă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și eu vă aștept la următoarea etalare. Dacă v-a plăcut, ar însemna foarte mult pentru mine să-mi dați un like, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări de acum încolo cu ceea ce voi distribui. V-am pupat, Doamne ajută tuturor, numai bine, la revedere, sănătate!